Primarul Ionel Ciun spune că a mobilizat imediat toate instituțiile din subordine pentru îndepărtarea efectelor furtunii. Imediat după furtună, primarul municipiului Zalău a convocat un comandament pentru intervenție rapidă pentru îndepărtarea efectelor acesteia. În urma intemperiilor care au avut loc ieri, ne-am mobilizat imediat. Am avut o primă întâlnire la primăria municipiului. Toată conducerea primăriei împreună cu directorii unităților subordonate, și mă refer la Citadin, Poliția Locală, ADP-ul, Transurbisul, în care am stabilit responsabilitățile pentru fiecare și în 10 minute am trecut la rezolvarea problemelor în municipiu. Am împărțit pe cartiere responsabilitățile și pe instituții, astfel încât am reușit destul de repede, zic, să înlăturăm crengile căzute, copacii căzuți, mai ales pe căile de acces. Prioritatea au avut unitățile de învățământ, în care dimineața urmeau să înceapă cursurile. Am degajat căile de acces de acolo, apoi aleile pietonale și, desigur, drumurile și străzile care țin de circulația rutieră. Am o problemă deosebită la Sala Transilvania, unde am lucrat până astăzi dimineață în jurul orei 2 pentru a remedia puțin din acoperișul deteriorat în urma furtunii, având în vedere că astăzi la ora 14:30 are loc o întâlnire cu doamna Corina Crețu, comisar european, și cu ministrul fondurilor europene, doamna Rovana Plumb. Ne-am mobilizat bine și cred că am făcut față cu brio la ceea ce natura a stricat, să zic așa, în municipiul nostru. Mai avem astăzi de, și se lucrează intens la adunarea tuturor crengilor și a resturilor vegetale și a materialelor care au rezultat în urma acestei furtuni, mă refer la balcoane căzute, geamuri de la balcoane, cadre metalice. Adunăm tot ce înseamnă și curățăm tot ce înseamnă domeniul public ca să intrăm într-o normalitate din punct de vedere al activităților în municipiu.